Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine m-am regăsit la o nouă ediție spectaculoasă a punctului culminant. Difuzăm în doar câteva clipe înregistrările care vor zgudui România la nivel înalt. Premieră de televiziune, droguri, sex și mafie politică. Blonda lui Coldea înregistrată făcând trafic de cocaină. Document exploziv al Procuraturii Antimafia. Este dosarul care pune cruce frăției mafiote a generalilor. Interceptările care dărâmă rețeaua coldistă a drogurilor. Farfurii pline de cocaină. Probe ridicate de la matroană. Porționau cocaina cu cardul de fidelitate de la farmacie. Coldea e tucul care patrona mizeria de la SNSPA. Acum sunt oripilați, atunci încolona generalul negru la raport. Tartorul care a cultivat cloaca abuzatoare de la SNSPA, cum au tăinuit abuzurile sexuale sub oblăduirea aceleiași școli. Manevrele generalului negru în paradisul abuzatorilor. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să o prezint invitații, să le mulțumesc că sunt alături de noi în această seară și să trecem la treabă. Doi foști miniștri ai apărării, generalul Corneliu Dobrițoiu. Bună seara, domnul ministru, parlamentarul PSD Mihai Fifor, bună seara, domnul Fifor. Bună seara. Încă un fost ministru, domnul Ilan Laufer, bună seara, domnul Laufer. Bună seara, bună seara. Sociologul și jurnalistul Bogdan Ficiac, bună seara, Bogdan. Îți mulțumesc că ești împreună cu noi și în ultimul rând, prietenul Răzvan Savaliu, fondatorul site-ului Lujo.ro. Bună seara, Răzvan, îți mulțumesc că ești cu noi. Nu, în ultimul rând, ca să mă repet ca un papagal ce mă aflu, ușor senil, o salut și pe Iosefina Pascal, jurnalist de investigații. Bună seara, Iosefina, mulțumesc că ești. Bună seara, cardurile pe masă. Cardurile pe masă, tată, nu mai poți să-ți iei o fidelitate la farmacie, să iei două pile. Păi, dar fără farfurie, pune degeaba cardurile pe masă. Hai să vedem cum e cu farfuria, breaking news. Doamnelor, domnilor, postul nostru de televiziune a intrat în exclusivitate, în posesia înregistrărilor din dosarul în care Marina Pandarov, blonda preferată a generalului Coldea, a fost trimisă în judecată pentru trafic de droguri de mare risc și constituirea unui grup infracțional organizat. Înregistrările sunt absolut stupefiante și denotă că niște oameni în mijlocul capitalei traficau cocaină aproape la liber, fără nicio spaimă că ar putea fi interceptați, monitorizați sau, Doamne ferește, arestați. Hai să ascultăm și după aia mai vorbim. Alo! Ce faci? Bună! Bună, bine, tu? E, ce dracu să zic, are fiul COVID, suntem în izolare. Vii la București? Da, da, vin. Vorbești cu Romi și cu Haia să-mi ia, să-mi aducă și mie trei de-alea, că dacă trebuie să stau vreo 5 zile în casă, nebunesc. Bine, hai. Ce faci până oraș? Mă duc până la Consiliul Județean să vorbesc ceva. Deci fii atent aici care e treaba. Punem bani pe card, că eu nu mai am bani să-i dau lui ăla și ălălalt a plecat și ăsta nu-mi dă pe datorie. Bă, da, tu n-ai bani până ajunge Romii acasă? Nu am niciun ban. N-am niciun ban. Am 5.000 de euro mâine facturi, jur că n-am niciun ban. Pă bune? Da, am casco la mașină 2.500, chiria. N-am bani, jur că n-am. Îți-i dădeam. Am înțeles. Hai că îi pun lui Romii. Azi sau mâine cel târziu, că el vine poi mâine, nu? Nu, el vine. A zis că să-i dau în seara asta. Vineri a zis că vine. Păi vine vineri la Slatina, dar mâine dimineață pleacă la Drăgănești. Am înțeles. Hai, ok. Pune-i astăzi 20 de milioane. Bine, bine. Hai că mă descurc și văd eu cum îți spun. Ce? Pe contul lui Romii, nu? Pe Revolut, da. Pe Revolut, am înțeles. Și poți să-mi pui și mie ceva, că sunt săracă. Da, n-am pe Revolut. Băgame și care... N-am pe Revolut. A, păi n-are cont decât la Revolut el. Hai, hai că văd cum fac. Hai, punem și mie 5 milioane, că n-am niciun ban. Unde? Unde e Romii? Păi nu știu unde e, că și eu îl sunt, dar nu-mi răspunde. Are telefonul închis, frate, nu dăm de el. Mi-a scris gagică sa, unde dracu e Romii, că nu dau de el? E panicată aia toată. Păi și eu vorbisem ceva cu el și văd că nu-mi răspunde acum. A luat alea și așa, dar mi-a scris gagică sa, plânge aia că nu dă de el, că nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Deci am vorbit eu cu el pe la 6, 5, 6. Tu unde ești? Da, știu, m-a adus pe mine la 8 la braserie. Da? Nu știu nimic de el. Stai, stai un minut că sunt lift, stai un minut. Hai că te sun înapoi într-un minut, bine? Ai dat de el? Nu, măi, frate, îmi scrie gagică sa că e terminată, că nu dă de el de 2 ore. Păi, p***a mea, nu răspunde ăsta, are telefonul închis. Mă, ești nebun? Nu știu, s-o fi întâmplat ceva. El nu are niciodată telefonul închis, ești nebun?
ci m-a lăsat pe mine la 8:20 la braserie, am lăsat alea pentru tine și nu. Omul are telefonul închis la 8:10. M-a sunat nevastă sa că plânge, că nu știe, nu s-a întâmplat niciodată așa, că mea. Ce dracu, de 2 ore are telefonul închis? Ce? De 2 ore are telefonul închis? De 2 ore are telefonul închis, ești nebun și el nu face așa ceva, never ever. Mamă, mamă, da, ce să zic? Alo? Alo? Nu știu mă, să-mi bag nu dăm de ăsta, mă sună nevastă sa plângând, m-a luat paranoia, ești nebun? Păi și pe mine să știi că m-a luat paranoia. Ceva s-a întâmplat, na, băiatul ăsta n-are în viața lui telefonul închis. Adică ce dracu, cum să fi dispărut? Păi și până la urmă dacă lua poliția în p***a mea nu închidea telefonul. Pa da, poate să ți-l ia. Nu, e exclus. Alo? Da, da. Mă auzi? Răspunde Alinei că e paranoia. Am sunat pe toată lumea, m-a luat capul. Ești ok? Acum am plecat. M-a oprit la un control de rutină. Așa. Și mi-a găsit alea în mașină, m-a oprit. Erau vreo 3 înși acolo. Așa. M-au întrebat ce e cu alea, le-am zis că pentru consum propriu. Așa. Am mai luat pe încă unul din altă mașină. Ne-au dus la secție, ne-au făcut proces verbal. Așa. Mi le-a luat. Și? Acum mi-a dat drumul și mi-a zis că o să fiu anunțat de poliție când... Că ce? O să fiu anunțat de poliție când mi se instrumentează sau... Fai de... Te sun înapoi. Dosarul la parchet. Vai de capul meu, nu pot să cred așa ceva. Dar unde te-a oprit? Pe Eliade cu primăverii, pe acolo. Bine. Și m-a luat la secție. Au venit cu câinele, a mirosit prin toată mașina, m-au pus să desfac bagajul. Alo. Alo, l-a prins pe ăla, ești nebun? Ce? L-a prins pe Romi, ești nebun, mi s-a făcut rău. De ce? Cu aia? Cu câine, nu știu, control de rutină. Și i-a găsit ceva? Pe el? Da, alea letale, le-a luat tot. Bă, ești nebun? Deci m-a luat cu leșin, Doamne. De unde ai aflat? Mi-a răspuns el. Hai, te sun înapoi. Ma. Pa. Ce mai știi? Ce mai aflat? Nimic, ce să mai știu? Nu mai știi nimic, a? Nu te-ai văzut cu el, a? M-am văzut cu el și am vorbit, dar era așa șocat. Ești nebun. Am înțeles. Hai să vedem unde ajunge. Unde ajunge dosarul și să vedem. Să-mi dai și mie numele lui acolo. Dar pot să-ți dau buletinul să întrebi? Nu acum, după ce îl cheamă pe el, că așa degeaba mi-l dai acum, că acum n-apare nicăieri. Aha. Dacă îi se face dosar, n-are cine să afle acum. Am înțeles. Atunci vedem la cine ajunge și... Aha. Că am eu pe aici, pâns Latina, care mai știe pe ea. Am înțeles. Aha, bine, boss, hai. Bine, boss. În rest, toate bune? În rest, toate bune, a început războiul. Dă-l dracu. Glumesc, n-a început, mă, eu nu cred. Domnilor, ești nebun. Ești nebun, vorba. Deci, personajele sunt doamna Fabulos. Care stătea târnată de gâtul domnului Coldea în poze la o petrecere la Berlin și nu numai. Iar domnul era directorul societății de apă canal de la Slatina. Om, ca lumea, acum domnul Fifor, n-am ce să fac, PSD-ist de nădejde, ca să zic așa, și care a demisionat un pic zilele trecute pe măsură ce a aflat că dosarul lui a fost trimis în judecată odată cu doamna Pandarov la pachet. Mi se pare foarte interesant un lucru, că ei vorbeau că are el pe cineva la Slatina și într-adevăr n-a mințit că inițial dosarul s-a deschis la Slatina. Și a fost un pic închis la momentul respectiv, că s-a optimizat și s-au gândit că oamenii nu prezintă neapărat un pericol pentru ordinea publică, dar după aia s-au găsit unii deștepți să-l redeschide, probabil din simpatie pentru domnul general Coldea, mă gândesc. Dar remarca cu foarte interesant, sigur, a demisionat domnul, ok, onorabil. Odată cu el sau un pic înaintea lui au demisionat și primarul din Slatina și cei doi viceprimari ca să fie treaba oablă. Și ce este foarte interesant, mi s-a părut, repet, stupefiant, este că oamenii vorbeau cu o lejeritate de livrări de cocaină de la București la Slatina către un alt funcționar public local sau ce Dumnezeu fi fost domnul director acolo, pe telefon, domnul Fifor, fără nicio apăsare și mai mult decât atât, așa anunțau, că dacă tot erau filați, unde să trimit banii? Că pe domnișoara Pandarov, prima dată când a luat-o miliția, a luat-o după ce s-a confirmat transferul pe Revolut. Da, la vedere, ca să zicem așa. Acum,
Aș vrea să... Orice afacere curată, de altfel. Da, curat, curat, murdară, da. Am văzut că și TVA la stat. Din câte știu eu, colegii mei au exclus pe oamenii ăștia din partid, asta așa ca o chestiune, că ați spus că... Au fost excluși toți? Eu așa știu. Că, cu tot cu fostul primar? Cred că zilele trecute, da. Da, știu că au avut o conferință pentru nominalizarea delegaților la congres în 24 și dacă nu mă înșel eu au fost... Deci nu le trezim cu domnia că vin la congresul 24 să voteze democratic. Nu, și cred că acum, dincolo de orice chestiune și de cazul în sine... Oamenii ăia puteau fi de la orice partid. Absolut. Asta pe de o parte. Pe partea cealaltă, partidul cred că a luat măsuri foarte ferme, ori de câte ori a apărut o chestie. Dar revenind... Anul de grație 2024 sau 2023, când dracu' i-a înregistrat pe ea, niște oameni făceau trafic de droguri la telefon. Că despre asta trebuie să discutăm, fără niciun fel de emoție. Trimițând marfă de la Herăstrău la Slatina. Bun, sigur, rămâne de discutat de ce n-au reușit să găsească pe niciunul căruia a livrat la București, că bănuiesc că domnișoara n-a venit. Rămâne de discutat de ce erau atât de lejeri în conversație, de ce erau așa de la vedere, adică fără niciun fel de emoție și pur și simplu nu m-aș mira, nu-mi dau seama unde aveau loc conversațiile astea, dar bănuiesc că... Erau telefonice. Telefonice, na. De la postul cutare la postul cutare. Adică fără niciun fel de emoție, pentru că probabil că aveau... lejeritatea asta oferită de ceva, conferită de ceva. Cunoștea oameni importanți, probabil. Exact ce spunea și în dialog. Dar consumați și cu oameni importanți care pot să optimizeze dosarele. Probabil că de-astea erau atât de siguri. Pe ei, că altfel nu mi-explic. Să mă, Răzvan, dar te gândești că piși pe tehnică și ajunge la unul cu care nu le consumă. Și n-a rostit nimeni cuvântul magic, cocaină. Băieții de la tehnică. Dacă ești sigur că atunci... Păi nu, ea n-a rostit cuvântul magic cocaină, dar a zis că ți-am trimis 3 pachetele de daia. Erau alea letale. Și după, de unde? Și după ce a trimis alea 3 pachetele de daia, l-a umflat miliția pe cărăușă. Adică taman cu alea 3 pachetele de daia. Da, dintr-o întâmplare, până la un filtru, da? Ce să vezi e... Trebuie un filtru cu ei pe tehnică. Un filtru cu ei unde trebuie. Dar știți care e problema? Dacă n-au rostit cuvântul, înseamnă că cineva l-a spus, bă, fiete, când vorbiți acolo pe surse deschise, nu rostiți și voi, că în felul ăsta există posibilitatea să mai reglăm și noi. Da, oricum, domnilor, în doar câteva clipe veți vedea în exclusivitate și documentul de trimitere în judecată a Marinei Pandarov și a cumplicilor săi. Sunt documente prezentate în premieră, absolută, veți vedea ce au reținut procurorii antimafia în actul de trimitere în judecată a acestui grup de criminalitate organizată, cum scrie în documentele de la DICOT. Iosefina, tu te-ai ocupat de povestea asta și, dincolo de momentul ăla emoționant în care îmi scria mie domnișoara Pandarov și mă ruga să terminăm cu alegațiile astea nedrepte la adresa domniei sale, că îi dăunăm la imaginea publică, știi mai multe despre povestea închiderii dosarului de la Slatina, unde avea domn director pe cineva. Da, asta e interesant, ascultând interceptările. E foarte importantă data la care au fost făcute aceste interceptări. Deci avem undeva 9 februarie 2022 și după aia avem undeva pe 23 februarie 2022, când a fost făcut flagrantul de la braserie. Acum știm și unde a avut loc. Întâmplător sau nu, acolo se duce Coldea să halească, îi place la braserie. Dar nu e singurul. Știu, știu, dar zic că e o coincidență, adică poate, na... și-o fi uitat și el vreun card pe acolo. Oamenii ăștia erau filați în 2021, de când s-au autosesizat procurorii de ICOT de la structura centrală. De ce? Pentru că în 2021, câteva luni înainte, s-a închis dosarul de la Olt la ordinul lui Claudiu Negrilă, procurorul care acum este dovedit că a luat șpăci ca să închidă diferite dosare diferiților mafioși locali de acolo, inclusiv acestei doamne. De ce? Pentru că erau, mă rog, clienții acestor petreceri cu droguri și sex, inclusiv oamenii din zona Oltului, da? Unul dintre ei este acest Ușurelu, altă persoană pe care eu bănuiesc a fi acest Rami, acest cărăuș, este chiar un apropiat al primarului Emil Moț, fost primar, mă rog, un domn Băican, care tot în 2021, ce să vezi, a fost umflat de DICOT, prins cu droguri, cu cocaina asupra lui. Adică sunt foarte multe coincidențe, nu se putea autosesiza ăștia de la DICOT București așa din senin, ci au făcut-o pentru că știau că s-a mușamalizat cazul de la Olt.
Sunt sigură că sunt mult mai multe interceptări, sunt mult mai multe persoane vizate, pentru că ni se spune inclusiv în acea ordonanță pe care o să o vedeți, că acești indivizi, adică Marina Pandarov, Ușurelu, Cărăușu și încă o suspectă, livrau droguri multor narcotraficanți din România în cantități foarte mari. Deci era o rețea mai amplă. Păi da, aici am eu o întrebare. De ce era domnișoara Pandarov cu foamea în gât, n-avea bani de o masă la braserie și îl ruga pe ăla să-i bage 500 de lei, dacă tot erau așa de livratori cu cantități? Angroșeam detalii. Aici mă întorc la obsesia mea cu criptodata. Poți să ai niște bani puși deoparte la care nu ai acces. Și, mă rog, am văzut că se practică chestia asta, fie prin criptomonede, fie prin afara țării. Gândește-te că doamna respectivă era inclusiv la un moment dat sub control judiciar și fusese anterior sub control judiciar în celălalt dosar, deci nu prea putea să părăsească țara. Deloc nu sunteți sensibili, avea doamna rată la casă cu chirie. Nevoi, avea nevoi, domne. Era spargi nevoie. Câteva mii de euro pe zi, cum fac așa. Unii, își cumpără genți, își cumpără ce își cumpără, n-au niciodată bani. Domne, și cerea puțin 5 milioane. Să primești, nu să cumpără mărăzoane. Și cumpără, că primești banii și îți cumperi geantă. Domn Ciutacu. Cumpărăturile sunt una din cele mai mari plăceri în viață. Nu? 5 milioane de ce? Să faci de lei vechi. Adică ce? Păi 500 de lei, asta zic. Ești jenant, cum să... Doamne, abia dacă mănânci jumătate de friptură și... Sigur nu mănânci. Eu nu știu cum avea bani de chirie acolo unde stătea, că stătea într-un ăsta rezidențial scump de pe nordul ei, adică... Deci avea probleme existențiale, doamne. Cu vrec, femeia încerca... De conta la Coldea, nu știu. Femeia încerca să facă și ea rost de bani pentru traiul zilnic. Tu crezi că e ușor să mănânci la braserie, să plătești chiria și casco la mașină? Nu e chiar așa. Și momentul culminant al punctului, culminant, breaking news. Avem, după cum v-am anunțat, rechizitorul dosarului de trafic de droguri în care pion cheie este blonda lui Coldea. Farfurii cu cocaină, carduri cu care se porționau stupefiantele și plicuri suspecte. Ce au găsit la percheziții în casa Marinei Pandarov, dar și parcursul sinuos al dosarului de trafic de droguri, vedeți în următoarele minute. Dosarul Marinei Pandarov începe pe data de 24 noiembrie 2021 în urma unei autosesizări a DICOT. Mai exact, secția de combatere a traficului de droguri s-a autosesizat cu privire la faptul că mai multe persoane neidentificate din București și Slatina vând cocaină și alte droguri de mare risc unui număr mare de narcotraficanți. Pe data de 14 decembrie 2021 a început oficial urmărirea penală in rem cu privire la infracțiunea de trafic de droguri de risc și mare risc. Pe data de 3 ianuarie 2022 s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem față de alte persoane cu privire la infracțiunile de trafic de droguri de mare risc și deținere ilegală de droguri de mare risc în vederea consumului propriu. În data de 23 februarie 2022 a fost prins în flagrant delict Cărăușul, o persoană neidentificată de sex masculin, cel care deținea asupra lui cantitatea de 2,38 grame de cocaină în 3 punguțe de culoare albastră. În data de 23 februarie 2022 s-a procedat la prinderea în flagrant delict a inculpatului I2, ocazie cu care acesta a fost depistat că deținea asupra lui cantitatea de 2,38 grame cocaină în 3 punguțe de culoare albastră. Drogurile erau destinate lui Marius Cătălin Ușurelu, fostul director al companiei de apă din Slatina. Ele erau furnizate de Marina Pandarov, în schimbul sumei de 2000 RON, sumă transferată prin transfer bancar. În data de 23 februarie 2022, inculpatul I3 a plătit prin transfer bancar suma de 2000 de lei inculpatei I1 pentru un număr de 3 punguțe de cocaină, 2,38 grame, iar ulterior, conform înțelegerii dintre aceștia, drogurile au fost remise co-inculpatului I2, care urma să le transporte din București până în orașul Slatina, județul Olt, și să le înmâneze primului menționat. Polițiștii l-au prins pe Cărăușul drogurilor într-o zonă de lux pe o stradă din sectorul 1 al capitalei, cu o cantitate considerabilă de cocaină. Ca să se salveze, el a turnat-o pe Maria Pandarov. Astfel, în jurul orei 20:15, pe strada, în apropierea restaurantului din sectorul 1 București, a fost observat autoturismul care a staționat și din aceasta a coborât o persoană de sex femeiesc, identificată în persoana inculpatei. Autoturismul menționat și-a continuat deplasarea până pe bulevardul
unde a fost oprit, ocazie cu care a fost identificat șoferul acestuia în persoana inculpatului I2. La solicitarea ofițerilor de poliție, susnumitul a scos din torpedoul autoturismului trei punguțe ambalate în folie de culoare albastră, care conțineau un praf alb. Drogurile trebuiau livrate la Marius Cătălin Ușurelu, în Slatina, a doua zi după flagrant. Rechizitoriul, în cazul Marinei Pandarov, acuzată de trafic de droguri de mare risc, menționează și ce a fost găsit în casa blondei lui Coldea, droguri pe care le consuma din farfurie și le porționa cu ajutorul cardului bancar. De la locuința I1 au fost ridicate o farfurie de culoare albă, pe care se afla un praf de culoare albă, o punguță din plastic tip zip ce conținea o substanță pulverulentă de culoare albă, un card bancar emis de ce prezenta urme de substanță și un obiect de mici dimensiuni de culoare roșie, din metal, ce prezenta urme de materie. Probele găsite în casa Marinei Pandarov au fost analizate în laboratorul de specialitate, iar rezultatele sunt consemnate în rechizitoriu. Proba numărul 1, 0,31 grame pulbere care conține cocaină, alfa-fib, cofeină, fenacetină și benzocaină. Proba numărul 2, 0,57 grame pulbere care conține cocaină, alfa-fib, cofeină, fenacetină și benzocaină. Proba numărul 3, un card pe care s-au pus în evidență cocaină, alfa-fib, cofeină și benzocaină. Proba numărul 4, un tub metalic în care s-au pus în evidență cocaină, alfa-fib, cofeină și benzocaină. Abia 7 luni mai târziu se ia o primă și singură măsură în cazul Marinei Pandarov. Pe 6 octombrie 2022 s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, doar până pe data de 4 decembrie 2022. Măsura, care probabil nu a încurcat-o prea mult pe blonda lui Coldea, avea să scape de dat cu subsemnatul la poliție în timp ca să petreacă liniștită sărbătorile de iarnă. În același dosar este menționat în rechizitoriu o tânără numită suspecta 1. Nu se știe dacă aceasta este sora Marinei Pandarov sau una din escortele care lucrau în rețeaua blondei. Căci se știe, Marina Pandarov conducea o rețea de prostituție care avea ca abonați oameni de la vârful statului. Pentru a-și întreține clienții și a se asigura de fidelitatea lor, Pandarov organiza din când în când adevărate orgii la care servea droguri. Ce nu știau clienții care îi picau în mreje este că toate acestea aventuri ale lor erau filmate și înregistrate. Ca și în cazul Marinei Pandarov, în casa misterioasei suspecte au fost găsite stupefiante. Proba numărul 1. O farfurie pe care s-a pus în evidență cocaină. Proba numărul 2. Un card pe care s-a pus în evidență cocaina. Proba numărul 3. O farfurie pe care s-au pus în evidență cocaină, alfa-fib, cofeină și benzocaină. Proba numărul 4. Un card pe care s-a pus în evidență cocaină, alfa-fib, cofeină și benzocaină. Proba numărul 5. O punguță în care s-au pus în evidență cocaină și cofeină. Misterioasa suspectă din rețeaua blondei lui Coldea le-a spus procurorilor că ea consuma droguri. Așa scapă de dosar, iar în cazul ei se dispune clasarea. Față de suspecta Isunu, urmează să se dispune clasarea cauzei sub aspectul infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, motivat de faptul că nu au rezultat probe certe, care să ateste materializarea unui act de deținere de droguri de mare risc în vederea traficării. Marina Pandarov este cunoscută ca omul de legătură a lui Coldea cu Albania și țările arabe. Florian Coldea și-a întins caracatița în Albania și cu ajutorul ei. Interpus a fost Dorian Ducica, investitor imobiliar cu puternice legături mafiote. Cu ajutorul lui, cartelul Sinaloa a format o alianță cu mafia albaneză, în urma căreia traficanții mexicani au început să spele sume uriașe de bani în Albania. Ducica avea afaceri nu doar cu cartelul mexican, ci și cu Marina Pandarov, matrona celebrei rețele de droguri din România. Domne, am și o întrebare, totuși. Dacă prima întrebare e, băi, ești nebun? Băi, ești nebun, asta e prima. Nu, adică, mai mult decât băi, ești nebun, dacă tu ești omul de legătură și faci intrarea cartelului în Albania și nu știu, domne, n-ai 5 milioane? Adică, eu, nu știu. E grea viața asta, vechi, să știi. Vechi, zicea 500 de lei, punești mie 500 de lei, adică, nu i-ai spune-mi și mie 50.000 de euro. Nu i-ai zis, adică, la modul ăsta. Aici am dă cu virgulă, totuși,
la sumele care se vehiculează... Ți-o dat, dar pica pe tehnică. Nu, clar, clar. Comandantul judecătoresc. Femeia nu dădea pe datorie și spunea, domnule, n-am bani, dă-mi banul. Poate era foarte lacomă și cerea la oricine cerea. Te-ai gândit că poate era hapsă la oricine cerea. Da, suma e mică. Cât putea și omul, în funcție de... Cât putea fiecare, 1.500, am înțeles. Că 500 de lei, adică mi se pare totuși aici. Adică nu ne luăm de la suma asta, dar vreau să zic că... Eu cred că cere 5.000. Ea a zis, domne, am 5.000, trebuie să plătesc mâine. Chiria, da. Nu știu, 5.000, cască și chirie. Bun, și ce faci, cer 100 de euro? Adică asta e cam bancul ăla. Păi, pus aia 5.000 deoparte și nu mai avea de masa de prânz. Păi nu-i 500 de lei, mai mult la braserie o masă. La braserie. Păi asta zic, cu 500 de lei la un Uber și își lua un suc. Dar și că avea și clienți suspus, înseamnă că erau niște zgârciobi din ăștia care veneau să servească pe gratis. Adică păi dacă era trafic, erau tot felul de clienți. Dar uite, vorba lui Iosefina, dar dacă niște oameni s-au servit gratis, și acum cineva, că eu mă gândesc așa. Și acum sărmana asta trage. Știți cum sunt eu conspiraționist? Păi atrăgeau pe gratis și asta trage pe un asemenea. Corect. Și eu victima, domnule. Eu victima. Domnul Ficeac, cum ar fi, nu știu, mă gândesc eu așa, în mintea mea de conspiraționist nebun, să pui mâna pe arhiva video domnișoarei Pandarov la campanie electorale pentru prezidențiale. Aici eu cred că e o măsură de dreapta. E de dreapta măsura. Și se poate valorifica în interesul poporului. Evident, nu? Și stați puțin că doar s-au oprit, s-au concentrat structurile doar pe capitala Universului, pe Slatina. Bucureștiul nu contează. Slatina sunt milionari în țări. Domnule, adevărul ăsta, eu abia acum dau seama că ar fi o țară curată. Domnule, dar e un cuib de narcoman la Slatina, nu o da, domnule, e pericol, da. Frate, e Sinaloa noastră. Da. S-a dus să-i spargă Demețo. S-a dus Demețo, a spart, a câștigat alegerile și au dat demisia toți și a venit și a mai luat și miliția. Iar generalul i-a infiltrat, domne. Adică, pe bineînțeles cum. Absolut. I-a infiltrat ca să-i documenteze. Ce Dumnezeu? Ia zi, Iosefina, ce mai important în poveste? Tocmai asta vreau să confirm, că nu cred că a fost totul pe gratis. Până la urmă, ce mai beneficiu pe care îl obțineau ăștia erau acele informații, acele imagini. Pentru că acea cocaină, râdeam noi ieri că asta îndoia cocaina și poate economie. E, nu, viața e grea. Văzând substanțele, noi mi-am dat seama că vorbim de analgezice puternice, de cal și sedative. Ori alea combinate, inclusiv cu alcool, dau blackout, adică pierdere de memorie. Auzi, bine că nu le dă... Bine și apoi lucrau la buzunare. Bine că nu le dădea de la de pântecăraie, te-ai gândit la treaba asta, sau laxative. Dacă le băga laxative în cocaină. Sau paracetamolul, care e toxic în anumite cantități. Corect. Au un expert pe care poate să-l întrebe. Pe doamna Adela Mărunțiș, care lucrează acum la DIICOT, soția lui Bogdan Mărunțiș, fina lui Coldea, Tomaș... Nu era la BCCO? E neam, deci. E la DIICOT? Da. Nu era la BCCO? Da. Păi, de ce? Nu, BCCO e la miliție. Ăia sunt arondați pe lângă DIICOT. Da, dar ei se ocupă de anchetele procurorii de la DIICOT. Adică hai să fim serioși. Apropo de cine ne poate informa și cine ne poate spune cum e cu dosarele. Dumnezeu, eu repet. Deci, trăim într-o țară frumoasă, paranoică. Frumoasă. La fel ca toată omenirea. Nu te mai poți întâlni cu unul, hai să lăsăm telefoanele, mergem în parc, mergem acolo, mergem nu știu ce. Frate și blonda la col de la braserie, zice, bagă-mi și mie 500 să mănânc prânz, că sunt cam așa, și mai mult, dar cât atât, dăm 2000 pe Revolut să strimim marfa, că stai cu copilul bolnav de COVID în care. Păi frățioare! Deci, repet, toată lumea e psihotică, vine... Unchiu Sam, vine Big Brother, vine așa, Jimmy Lee Cricket, vine oricine și ne înregistrează, ne filează, ne monitorizează și una în mijlocul hărăstrăului, tocmai pe... Ce ți-am zis, dacă ești cumva mână în mână cu ea, așa, care fac înregistrările și le mai predai și înregistră cu clienții care vin pe acolo, consumă... Și te nu te gândești că la un moment dat să pune unul pe dandoasele? Sau să schimbă comanda la garnizoană? Foarte mulți sunt furați de peisaj și încep să braveze. Cred că sunt Dumnezeu, că toți ăștia mari care au ajuns în anumite situații de putere, de bani,
Dumnezeu, Dumnezeu minții. Da, stai... L-au luat mințile și nu și-au imaginat niciodată că vor cădea. Ba n-avea ca celul 500 de lei. Ăsta e bioritmul natural. E sigur că n-avea. Nu, adică n-avea la nivelul ăsta. E la taxă de șmecherie, 20 de lei te costă... Ilan, eu cred altceva. 20 de milioane te costă marfa și... Eu ce vreau să zic, dacă ea era o sursă de informare, adică se simțea super protejată că lucra ea cu băieții și era sursă de informare. Păi nu ardeau pentru așa ceva. Că a trimis trei... Păi, da, păi e o chestie mică. Și mai e o altă treabă. Domnul general a crezut. Și nu mai s-a dus protecție. Și domnul general e o țintă acum. Pentru că... Auziți? Nu, s-a gândit cineva. Tu ai spus... se vorbea pe niște înregistre. Da, da, tu ai mai spus e puțin până la alegeri și revenim la butoane. Deci da, iată... Da, domnule. Da, da, și da, mai da. E o altă chestie. Vreau să revină la butoane. Da, în sensul cineva care zis, ia să stea băieți în bancă. Bă, și tu când revii la butoane, tu trafichezi droguri pe telefon, mă, Răzvane, pe bune. Erau luați de peisaj, ăia se credeau Dumnezeu. Dar făceau alții, cel mai tare spate. Făceau alții tot felul de afaceri și își băgau copiii acolo și după aia să miră că au intrat copiii la pușcărie și ei se dădeau mari, că sunt... Așa, așa e mentalitatea, domnule. Eu sunt convins că unii dintre ei vorbeau și de față cu alții. Uite, bă, cum vorbesc eu de cocaină, vorbesc de chestiile alea, bă. Nu face nimeni nimic. Nu se gândeau că vor ajunge în situații de-așa. Eu apreciez pe Bloda Lupol. Femeia, domne, se vede saltul de la sat la oraș. La sat se mai dă băutura pe... Pe caietel. Se mai dă pe carnet, nu, pe caietel. Aici nu, domne. Marchel capitalismul. Te-am facturat, ai plătit. De fapt, sigur. Îți trimit pro forma, că ați văzut, i-a spus prețul ăla era pro forma. Ideea că omul a marcat banii. Sigur. Ți-a trimis marfă cu factura și cu rogii. Da, marfa e plătită. Păi cum? Asta ne arată tehnica traficanților. Circulă numai cu cantități foarte mici. Dacă îi prinde, că aici au avut înregistrarea și banii puși în cont și au făcut legătura cu euro pentru consum. Dar dacă îi prinde, îi trafichează și au... Da, și zice, așa sunt eu, trăgător. Consum propriu. Eu sunt, am cantități mici, e doar pentru consum propriu. Pe asta este, toți care vor să fie drogurile la liber, militează pentru legi în Parlament, ca să-i lase cu prag, cantități. Și de fapt, nu mai poți să-i prinzi. Dacă le permiți să stea cu un gram la ei, cică între ghilimele, bine, pentru consum propriu. Dacă e să o luăm așa de... Eu, în Statele Unite, am stat 2 ani și era o dezbatere uriașă pe tema asta, în sensul în care... Foarte multe state au legalizat sau altele au dezincriminat. De ce? Fiindcă au ajuns la concluzia că nu pică, de fapt, dealerii și ăștia mari traficanți, ci pică copiii de 19, de 20 de ani care iau și ei și nu știu ce și îi prinde. Și atunci a zis, trebuie să dezincriminăm cantitățile mici ca să nu distrug viața unui tânăr de 18 ani care a picat pradă într-un anturaj. Traficanții de droguri. Asta e problema, dar aici, din punctul meu de vedere, ținând cont de anturajul care există astăzi în școli, în licee, în facultăți și așa mai departe, caz foarte ușor pradă acestor droguri. Întrebarea este, Răzvan, cum face statul român, da? Să nu dea o lege care să le distrugă viitorul unor tineri nevinovat, care nu, de fapt, nu sunt droguri, și să-i prindă pe aia care fac trafic. Tinerelule, te-am prins cu un gram la tine. Ai două variante. Te duci la pușcărie sau spui de unde l-ai luat și îți dăm... Aici e problema. Ilan. Și ăla care a făcut crima de la 2 mai, care i-a ucis pe copii, era un consumator, nu? Da. Da. Nu, era tras pe nas, era grav de tot. Avea droguri asupra lui. Eu spun că o să apară ăștia, dacă pune la un gram, o să vină ăla, uite, și mai am 5 procuri de câte un gram de la prieteni. Nu, dar am 5 procuri grame. Am 6 grame, că unul al meu și 5 procuri. Să ducea România la stratina cu mașina ca mexicanii, așa ducea. De-aia de la Sinaloa, cu trenul. Oricum, i-a devenit paranoic. Ciudat că devii paranoic, că nu-ți răspunde omul ăla la telefon și îl prinde cu 3 grame sau cu cât Dumnezeu l-a prins. Păi după câți ani de interceptare? Probabil că omul ăla era disponibil la orice oră și în momentul în care omul n-a răspuns 2 ore la telefon, la mesaj... Păi normal! Asta. Și mai se mai poate trage o altă clumpă. S-au semnat, zice, bă, l-o fi prins poliția. Căruși trebuia totdeauna să fie disponibil, că poate intra omul, se vrage. Păi când venea odată cu alea la ele? Tu mai ții minte, Victor, apropo. De la cocaina nu mai se vrage. Ia zi, Iosef. Când cărau ăia banii cu saci, ăia de criptodată, avea un opieră, 100.000 de euro, și mie 20.000, deci noi ne mirăm că ăștia făceau trafic de droguri pe... Păi da, dar nu vezi că numai Marina era în nevoie dintre toți? Aveți ceva cu femeia, ăia erau cu sutele de mii. Ea era plimbată, la ea era ăla barter, era în regim barter. Aia era în regim barter, dar eu mă gândesc la ăla, la ușurelul ăla de la apă, canal. Deci, dom'le,
preocuparea omului era că trebuie să stai 5 zile cu copilul în casă și n-are el marfă, nu că n-are copilul medicamente. Sau medicamente avea de COVID. Păi nu că le combinase în cocaină. Că acolo da, era da, 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 doamne, dacă paracetamolul nu lucra, nas, medicamentele nu avea copilului, efect. Doamne, e, și doamnelor și domnilor, știți, totul se întâmplă la un moment dat. Orice moment vine la un moment dat. Așa e o vorbă veche din popor. Faimosul general Coldea a pierdut astăzi în instanță, sigur, o premieră nedreaptă pentru domnia sa și pentru câmpul tactic care odinioară funcționa ceas. Judecătorii au respins contestația la prelungirea faimosului control judiciar, motiv pentru care domnul Coldea va fi nevoit ca în această vară să nu ajungă pe coasta de Azur. Suntem alături de el. E o dramă, e o dramă. Mi se pare dramatic să nu poți să ajungi vara pe coasta de Azur. Și mai mult decât atât, doamnelor și domnilor... N-are domiciliu și acolo să... Are un apartament în Chinesa și are o viziune de natură militară. Și nu poate sta acolo, nu? În ares la domiciliu pe coasta de Azur. Păi nu, că aici în control judiciar poți să umble, dar numai în interiorul țărișoarei pe care a slujit-o. Și capac la toate, după ce că îi dă instanța vestea asta proastă, ce mi se pare și mai groaznic e faptul că Barita-i generalul, Barita-i decoratul, Barita-i șeful statului paralel, Barita-i întemeietorul faimosului binom SRI-DNA, a ajuns să fie măscărit pe scări și pe holurile instanței de judecată de unul pe care lui l-a inventat, Marian Ceaușescu, zice. Hai să-l vedem.